Da, bună ziua! Pe data de 14 ianuarie 2021, Angela Balint, o femeie în vârstă de 62 de ani din Petrila, nu a mai răspuns la telefon. Locuia singură, copiii la casele lor, iar soțul continua să lucreze și după pensionare. Venea acasă o dată la două săptămâni. Fiul cel mare a insistat aproape toată ziua. Nu i-a răspuns nimeni. Apoi telefonul s-a închis. Alarmat, fiul a sunat la 112. Știa că mama sa suferă de diabet și se temea să nu-i se fi făcut rău singură în casă. La blocul unde locuia familia Balint s-au deplasat pompierii. Au spart ușa. Casa era goală. Angela Balint dispăruse. Fără să spună nimănui și fără să-și ia cu ea vreun act. Pur și simplu dispăruse. Nimeni nu poate explica cum părăsise locuința găsită atenție, cu ușa încuiată și ferestrele zăvorâte. În timpul anchetei, Angela este văzută în imagini captate de o cameră de supraveghere de la ușa blocului cum intră în bloc în jurul orelor 21. Avea un rucsac în spate. Camerele de supraveghere o surprind pe Angela Balint la ora 22 minute la colțul blocului în care locuia. În acel moment, femeia a intrat, fără ezitare, în scara blocului. Nu s-a găsit însă nicio imagine cu femeia ieșind din bloc. În jurul orelor 23 și 30 de minute, Angela Balint postează pe o rețea de socializare mulțumiri pentru că primise de la cineva o rețetă de prăjituri. A fost ultimul ei semn. Familia s-a strâns de grabă la Petrila. 19 zile mai târziu, Angela Balint este descoperită spânzurată sub un pod de la ieșirea din oraș. A fost descoperită întâmplător de o femeie care trecea pe acolo și care a văzut în zona respectivă o haită de câini. A dat cu piatra în ei, dar nu au plecat toți. Atunci femeia a văzut pe cineva atârnând într-un ștreang sub pod. La intrarea în orașul Petrila, lângă un cimitir, într-o zonă feroviară, trupul femeii a fost găsit de către o vecină. Aceasta ar fi observat mai mulți câini strânși la oaltă în zona cunoscută sub numele de Pârâul Dracului. Eu mergeam spre Petrila să merg la magazin la un aprozar. Și văzând 8-9 câini pe aici alătrând, am dat și cu câte o pieticică după aici, mi-e frică de câini. Unul dintre ei a rămas acolo, tot lătra. Restul au fugit. M-am mirat, de ce rămâne numai unul singur? Când m-am apropiat, am zis, mă, mi se pare sau nu văd bine? Cineva așezând așa, căciulă pe cap cu mască, m-am speriat, am zis, mă, nu văd bine? Am început, am intrat în spaimă, în frică. M-am dus la vecină și i-am spus, hai vecină să vezi și dumneata ce e acolo, poate nu am văzut eu bine. Dar se vede că are cercel în ureche, un cercel mic în ureche. Și am venit cu vecina. Doamna m-a chemat să vin și eu să văd despre ce e vorba. Am venit până la fața locului, dar nu ne-am apropiat. Am să zic că este totuși o persoană acolo, am anunțat la poliție. Familia Atenție susține că Angela Balint mai fusese căutată în locul în care a fost găsită și că la anterioarele căutări nu au găsit nimic acolo. În poziția care a fost soția mea acolo, eu acolo am trecut de vreo 3 ori, doamna Mirela, și nu era nimeni, nimic acolo. Cum a apărut așa dintr-o dată din senin că acolo este o cale bătută zilnic, cel puțin 200-300 de oameni trec, că este o colonie care urcă sus acolo, oameni vin la vai, la cumpărături și urc. Și acum a apărut nevastă mea acolo. Fiul cel mare al Angelei Balint a descoperit în casă cutia unui telefon nou, dar și suportul din plastic, al unei cartele telefonice din care fusese decupată partea care se bagă în telefon. Bucata de plastic avea pe ea un indiciu extrem de important, numărul cartelei. Imediat, fiul cel mare al Angelei Balint a sunat la acel număr. Nu i-a răspuns nimeni. Timp de 4 zile și jumătate, telefonul a sunat în gol. Când a fost descoperită spânzurată sub pod, Angela Balint avea telefonul în buzunar. Când au fost descoperite în casă cutia de la telefonul nou, despre care niciun membru al familiei nu avea cunoștință, dar mai ales suportul de cartelă cu numărul la care nu răspundea nimeni, a fost primul semn că ceva nu era în regulă. Angela Balint ascundea ceva. Ceva grav, care o făcuse să plece de acasă fără să dea nimănui nicio explicație. Faptul că din casă lipseau telefonul, cartela, dar și încărcătorul acestuia, dar mai ales faptul că aparatul suna după atâtea zile, deci nu i se descărcase bateria, dădea o speranță. Angela Balint, dintr-un motiv numai de ea știut, plecase de acasă și se ascundea undeva. Undeva unde și încărca telefonul.
deci undeva, de unde voia să vorbească totuși cu cineva, dar nu cu membrii familiei sale, cu soțul și respectiv cu cei doi copii. Angela este dată dispărută, dar poliția nu o pune pe site-ul cu persoane dispărute decât cu 2 zile înainte de a fi găsită spânzurată. Timp de 17 zile nu se știe nimic de Angela. Doar faptul că aproape 5 zile cel de-al doilea telefon, cel secret cu care dispăruse de acasă, suna. Deci era încărcat. Mai exact cineva, toată lumea bănuia la vremea respectivă ca Angela, îl încărca. Nu era un telefon performant, deci bateria nu ținea prea mult. Văzând că poliția din Petrila nu face nimic în acest caz, evident, familia Angelei a început să o caute pe cont propriu. Împreună cu câțiva voluntari, au pornit să scotocească prin împrejurii. Nu au găsit nimic. Au început însă să curgă informații, informații care nu sunt în avantajul Angelei. Angela Balint părea că nu este chiar femeia blândă, cum o descriau toți cunoscuții, care mergea să-și vadă nepoței și apoi își aștepta soțul acasă din 2 în 2 săptămâni. Angela Balint avea o viață dublă. Când au scotocit prin casă, Andrei, soțul Angelei, și-a adus aminte că aveau ceva bani proveniți din vânzarea casei părintești a femeii. Nu-și mai amintea cu exactitate despre ce sumă este vorba, dar oricum undeva între 10 și 15.000 de euro. Îi țineau într-o poșetă plată sub salteaua patului. Au căutat acolo. Poșeta era, banii însă dispăruseră. Cercetările familiei au continuat, pentru că cercetările poliției nu au existat. Una dintre cele 2 nurori ale Angelei Balint, cea la care se ducea aproape în fiecare zi la nepoței, inclusiv în ziua de dinaintea dispariției, și-a amintit că a văzut-o întâmplător la coadă la intrarea în sediul unei bănci din centrul orașului. A întrebat-o ce-i cu ea acolo. Angela Balint a mințit. A spus că așteaptă o prietenă care intrase în bancă să-și rezolve ceva treburi. Când a fost întrebată ce prietenă, s-a fâstăcit și a plecat. A spus că nu o mai așteaptă pentru că oricum trebuie să ajungă la spital unde este deja în întârziere. Era evident, spune Nora sa din felul în care a vorbit femeia, că Angela Balint nu și aștepta nicio prietenă. Aștepta să intre chiar ea în sediul băncii. După aceea s-a mai făcut un pas. Familia a aflat că un anume Sorin, cam de aceeași vârstă cu Angela, fost coleg de mină cu Andrei, soțul Angelei, care acum se ocupa cu transportul de persoane în străinătate, a dus-o în mai multe rânduri la bancă. Când femeia era într-o stare cumplită de agitație, i-a spus acestui domn Sorin că pusese 5.000 de euro într-un cont greșit și că acum se grăbește să-și repare greșeală, adică să-și recupereze banii. Pe data de 14 ianuarie, Angela Balint l-a căutat pe acest Sorin și a spus că este disperată și că are nevoie urgentă de 500 de euro. Sorin i-a spus că este în Olanda, că are mașina stricată și că are nevoie de bani ca să o repare, așa încât nu o poate ajuta. Apoi, tot pe data de 14 ianuarie, a mai contactat mai multe persoane cunoscute, cărora le-a spus că are nevoie disperată de bani, minim 500 de euro. Invoca tot felul de motive, fie că este bolnavă de cancer, e că nu se simte deloc bine și că trebuie să meargă urgent la spital. A căpătat cei 500 de euro de la femeia căreia îi vânduse casa și care nu îi achitase toți banii. Apoi a dispărut și mai apoi a fost găsită spânzurată sub pod. Mass media a speculat la acel moment, dar atenție, ceea ce vă spun acum sunt doar speculații. Că Angela Balint ar fi fost escrocată prin metoda Loverboy. Cum se procedează? Se ia contact cu victima printr-o rețea de socializare. Apoi, sub poza unui bărbat chipeș, care este fie militar în armata americană, fie lucrător pe o platformă petrolieră, fie un om de afaceri aflat în călătorie, căruia i s-au furat toate actele și cărțile de credit într-o țară în care autoritățile nu-l ajută cu nimic, se postează o poveste siropoasă, de regulă, de dragoste. Și victimei îi se cer bani pentru rezolvarea problemei. Sunt șanse mari, spunea presa la acea vreme, ca Angela Balint să fi căzut victimă într-o astfel de capcană. Iar pe data de 14, cu siguranță, cel care o păcălise îi turnase o poveste de viață și de moarte, căreia trebuia găsită rezolvare rapid.
De aceea era atât de disperată să găsească bani. Surse confidențiale le-au spus angajaților evenimentului zilei că vinovat de povestea de dragoste este un medic ortoped, sau cel puțin așa s-a recomandat. Același medic ortoped mai apare și în alte povești de dragoste din zona Văijiului, ale căror victime sunt femei trecute de 55-60 de ani. Doar că, din fericire, celelalte povești nu s-au încheiat tragic, precum cea a Angelei Balint. Victimele din celelalte cazuri au rămas doar cu paguba materială și cu un gol în suflet. Unele dintre ele încă mai au într-un colțișor al inimii ideea că totuși ceea ce au trăit pe rețeaua de socializare a fost real și că respectivul există și chiar a avut nevoie de banii ei. Și poate că încă îl mai așteaptă. Putem deci presupune că nu este vorba despre niște scroci din afara țării, ci din zonă. Moartea Angelei Balint are încă multe necunoscute care țin sub semnul întrebării varianta sinuciderii, așa cum încearcă autoritățile să închidă acest dosar. Bun, ce părere am eu despre această tragedie? Eu nu știu dacă Angela Balint a fost sau nu victima unor escroci, sau și dacă o eventuală escrocherie ar fi dus la moartea ei. Eu altceva consider esențial în acest caz. Familia susține că Angela Balint mai fusese căutată în locul în care a fost găsită și că la anterioarele căutări nu au găsit nimic acolo. Haideți să mai vedem o dată ce spune soțul femei. În poziția care a fost soția mea acolo, eu acolo am trecut de vreo 3 ori, doamna Mirela, și nu era nimeni, nimic acolo. Cum a apărut așa dintr-o dată din senin că acolo este o cale bătută zilnic, cel puțin 200-300 de oameni trec, că este o colonie care urcă sus acolo, oameni vin la vai, la cumpărături, urc. Și acum a apărut nevastă mea acolo. Asta a coroborat cu faptul că telefonul găsit asupra femeii a sunat continuu pe parcursul celor 19 zile cât a fost dispărută, ceea ce înseamnă că în toată această perioadă de 19 zile fusese încărcat, demonstrează că dacă într-adevăr a fost sinucidere, Angela a stat undeva ascunsă pe parcursul celor 19 zile și s-a sinucis cu puțin timp înainte să fie găsită. Faptul că trupul a fost găsit intact demonstrează de asemenea că femeia, dacă s-a sinucis, s-a sinucis cu puțin timp înainte de a fi găsită. Ne-a spus femeia care a găsit-o că a găsit-o înconjurată de câini. Este evident așadar că dacă ea s-ar fi sinucis în acel loc cu zile în urmă, câinii ar fi sfâșiat cadavrul. De ce nu știm cu exactitate data morții, vă întrebați? Pentru că, atenție, în acest caz, caz de moarte suspectă, nu s-a efectuat autopsie. Voi înțelegeți ce tocmai v-am spus? Într-un caz de moarte suspectă, nu s-a efectuat autopsie. Drept urmare, nu știm cu exactitate nici data morții, nici dacă moartea s-a produs prin suicid sau dacă a fost vorba despre crimă, nu știm dacă trupul decedatei prezenta urme de violență sau dacă femeia suferea într-adevăr de o boală gravă, așa cum pretindea. În lipsa autopsiei, nu știm nimic. Încă un caz efectiv neanchetat. Acest caz nu a fost anchetat defectuos. Nu a fost anchetat deloc. Există în acest caz elemente clare de natură să ridice suspiciuni. Femeia a fost găsită cu mască medicală pe față. Cine se duce să se sinucidă cu masca pe față? Într-adevăr, nenorocirea s-a întâmplat în ianuarie 2021, în perioada aceea în care toți purtam mască. Dar mă gândesc că dacă femeia ar fi plecat să se sinucidă, nu s-ar fi mai gândit să-și ia măsuri de protecție împotriva COVID. Da, asta este, doamnelor și domnilor, justiția din România. Și din păcate, un procent semnificativ din societate este de acord cu acest modus operandi al justiției din România. Am întâlnit de foarte multe ori în comentariile aferente acestor clipuri gândirea de tipul ok, sigur că nu este în regulă ca un om să stea la închisoare fără probe, dar ce facem în situațiile în care, din lipsă de probe, vinovații rămân în libertate? Atenție, principiul de bază în civilizație este mai bine un vinovat în libertate decât 10 nevinovați în pușcărie. Viața în pușcărie
nu se rezumă la lipsirea de libertate. Este un trai crunt acolo. Oameni nevinovați, precum Samuilescu sau Țundrea, au contractat boli foarte grave în pușcărie și au murit la scurt timp după ce au fost eliberați, în condițiile în care au făcut pușcărie nevinovați. Dacă există cazuri în care vinovați rămân în libertate din lipsă de probe, asta se întâmplă pentru că, iată, nimeni nu anchetează. Nimeni nu caută probele. Dar dacă nimeni nu anchetează, asta nu înseamnă că oameni nevinovați trebuie să stea la pușcărie. Trebuie să schimbăm cât mai repede această mentalitate. Pentru că această gândire, mai devreme sau mai târziu, ne va afecta pe toți, într-un fel sau altul. Bun, abia aștept să citesc în comentarii părerile voastre. Este din nou un caz încă nerezolvat. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Și evident să comentați, dar cu bun simț, pentru că altfel vă șterg comentariile. Comentariile ajută algoritmul YouTube și implicit mă ajută pe mine să continui. Mulțumesc! La revedere!